Cei doi bărbați locuiesc în Botoșani la câteva blocuri distanță. Zilele trecute, victima în vârstă de 48 de ani și agresorul, un bărbat de 45 de ani, au fost văzuți împreună la un bar. În scurt timp, un vecin al celor doi a sunat la 112, după ce l-a găsit pe cel mai în vârstă prăbușit într-o baltă de sânge. Era pe bancă, a fost urmărit când a ajuns în fața scării, a fost lovit cu piciorul în zona capului. Fratele meu a căzut cu partea din spate a capului pe un colț a bordurii. Practic, acea lovitură i-a fost fatală și din momentul ăla a intrat în comă. Și după a primit mai multe lovituri doar în zona capului. Asta s-a și urmărit să fie omorât. Este vorba de invidie datorită serviciului care l-a avut. Apropiații victimei spun că bărbatul a fost bătut fără milă pentru că a lucrat ca polițist la penitenciarul din Botoșani, acolo unde agresorul ar fi avut cunoscuți care își executau pedepsele. Omul, bătut cu sălbăticie, este internat în comă profundă la Spitalul Județean din Suceava, cu șanse mici de supraviețuire, spun medicii. Pacientul a ajuns în stare gravă, comă, gradul 3, intubat ventilat mecanic, politraumatizat prin agresiune, multiple fracturi, prognosticul rezervat. Suspectul a fost reținut aseară. În urma probatorului administrat de către polițiști, a fost schimbată încadrarea juridică din fapta de lovire sau alte violențe în tentativă de omor. Suspectul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.